Bine, v-am găsit, stimați telespectatori, la o emisiune de promovare electorală. Astăzi este alături de noi domnul senator Turoș Lorand, reprezentant al candidaților UDMR la alegerile locale. Bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Acum sunteți așa într-un dute vino, o perioadă mai agitată, într-adevăr. Nu mai sunt decât câteva zile până la alegerile locale. Practic, deja începe numărătoarea inversă. Așa e. Sunt câteva zile, mai puțin de două săptămâni, așa în e. Ziua alegerilor, și e un lucru foarte important, alegerile locale, dar și europarlamentare, să nu uităm de europarlamentare. Practic, aceste decizii pe care le vom lua ne vor tasa direcția politică și ne vor influența viața de zi cu zi a fiecăruia, din ultimul sat din această țară până toată Europa. Da. Pentru că aceste decizii pe care le vom lua acum duminică, adică duminica viitoare pe 9 iunie, cred că vor fi decizii nu doar pentru 4 ani. Cum stă acum Europa, ce decizii majore se vor lua, cred că va influența ce puțin următorul deceniu. Sunteți în viața publică de 25 de ani. Aveți o activitate... De 20... Chiar acum 20 de ani, în 2004, am fost prima dată candidat la alegerile locale. Am fost pe lista UDMR pentru Consiliul Municipal Satul Mare. Da, acum 20 de ani. În tot acest timp, s-au marcat niște transformări. Cum vedeți următoarea perioadă? Spuneați că, într-adevăr, deciziile nu vor fi luate doar pentru 4 ani. E clar că e o asumare pe termen lung. În ce direcție? Care sunt direcțiile prioritare pe care credeți dumneavoastră că ar trebui să le conștientizăm și care, într-adevăr, se pot regăsi în nevoile actuale ale societății, așa cum merge ea? Acum, vedeți, vorbim de două lucruri diferite care totuși sunt legate, de alegeri locale, de administrația locală și de alegeri europarlamentare. Dacă facem așa o retrospectivă în administrația locală, eu cred că putem afirma că ultimii 8 ani și mai ales ultimii 4 ani pentru noi, pentru sătmăreni, a fost au fost cele mai bune, cele mai prospere din ultimii 30 de ani, din 90 încoace. Dacă ne uităm și la județ, și la municipiu, au fost niște transformări, chiar pot să spun, grandioase. Eu mi-amintesc că eram elev, copil, în anii 80, când s-a construit podul Decebal. Atunci am avut două poduri, podul vechi, care de atunci nu mai există, și podul nou, podul Golescu. Ani de zile am așteptat podul Decebal. Și în sfârșit, terminat, acum aproape 40 de ani, s-a construit ultimul pod în municipiu. De atunci, în ultimii 4 ani, avem o centură și cu toții simțim. Nu doar traficul de transit e deviat, dar și noi care trăim în oraș, dintr-un punct în altul, de multe ori alegem să mergem pe această centură cu un pod peste Someș. Vedem cu toții construcția noului pod, care va fi o bijuterie
a orașului. Deja vedem cum se înalță. Și ne mai vorbim despre acest pod pietonal, care deja e dat în folosință și câteodată când mă plimb și eu în zonă, văd că mulți concetățeni, concitadini ai noștri se bucură, se plimbă cu biciclete, copii cu cărucioare sunt plimbate. E o altă calitate a vieții. Sau acum 20 de ani mă gândesc cum a arătat centrul nou, coposul, centrul vechi. Nu era normal, nu era firesc oarecum să intre într-o direcție de genul ăsta. Practic, dacă stăm să ne gândim la anii 90 și ce s-a făcut și înainte de 90, da? Că o vreme s-a tot construit. Da? Părinții noștri, da? Și bunicii noștri au tot construit societatea asta. Au construit-o cât și-au au muncit foarte mult. Da, era o construcție așa mai forțată. Forțată, neforțată, dar aceste, până la urmă... Cu aceste cartiere, cu blocuri înghesuite, vedem cu toții ce sunt în cartiere. Acum... Dar după 90, asta voiam să vă zic, după 90, de exemplu, a fost o perioadă în care nu știu cât de mult se știa despre Satul Mare la București. Sau câtă reprezentare exista din partea județului nostru ca să fie într-adevăr susținut acolo la București. Doar... Pentru că eu cred că sunt foarte importante și decisive aceste susțineri acolo în Parlament. Sunt importante, dar nu e destul. Trebuie pe plan local să ai o viziune, să ai o strategie. Dacă ești administrator, pentru că de fapt un primar sau un președinte al Consiliului Județean e administratorul urbei sau a județului, nu poți doar să te ocupi cu problemele de zi cu zi. Vine un cetățean, ți se cere o adeverință, vedeți, vorba aia, semnezi ca primarul. Au foarte multe atribuții administrative, dar nu e destul. Trebuie să ai o viziune și dacă ai o viziune, trebuie să ai o strategie. Și apoi, pas cu pas, le realizezi. Această strategie a început să ia contur acum 8 ani. Și rezultatele se văd acum și se vor vedea în viitor. Pentru că nu poți într-un an, doi, să faci foarte multe lucruri. Eu am văzut, de exemplu, problema centrului vechi. Luni de zile, dacă nu un an, s-a așteptat pentru avize din București. Avize de la For Public, de la Comisia de Monumente. Unii au spus nu le place planul pentru că nu se văd clădirile din cauza copacilor. Alții spuneau nu poți să tai copacii pentru că e zonă verde. Lucrurile s-au bătut cap în cap de multe ori și erau mulți funcționari care, poate cu bună voință, dar luau decizii dintr-un birou din București, de undeva de pe malul Dâmboviței, fără ca vreodată să fi fost în Satul Mare. Tocmai asta v-am întrebat înainte să intrăm în direct. Câtă știință au cei de la București despre Satul Mare, despre ce înseamnă o comunitate multiculturală, multietnică, da? Multireligioasă până la urmă. Suntem aici o comunitate așa cum suntem, formată din toate aceste alte comunități, da? Și noi, între noi, da? Trebuie să fim uniți, da? Ca să putem să dăm o direcție. Că nu poți să dai o direcție dacă nu ești unit. Da, eu cred că Satul Mare deja are un nume și renume bun
în București. Ori de câte ori vin cunoștințe de ale mele, colegi sau amici în satul mare, rămân uimiți. E destul să te plimbi puțin prin oraș și vezi că acest centru cel puțin e o bijuterie. Dar era firesc, nu? Să se întâmple treaba asta. Nu doar dacă cei care n-au mai văzut. În jur deja s-a acționat de mai multă vreme. Vedeți, acum 10 ani... acum 10 ani am auzit cu toții, vai cum arată Baia Mare și noi unde suntem, deja și Zalău e în fața noastră și acum vin Băi Mărenii și să vedeți... discursurile publice din Baia Mare au o problemă. Ce se întâmplă? Satul Mare ne-a luat fața. Asta s-a întâmplat. Bine, nu trebuie neapărat să ne gândim într-o concurență. Deși orice concurență e un pas înainte și e foarte motivant. Dar adevărul e că acele schimbări care au fost în Baia Mare, de exemplu, în centru, sunt minuscule față de ce schimbări am avut noi. Împreună, centru vechi, centru nou, Coposul, clădirile din zona centrului. Vedeți, și asta era pe de o parte o măsură administrativă cu supraimpozitarea clădirilor care nu sunt renovate. Pe de altă parte, deja și tu ca proprietar te simți mai prost când vezi că în jur lucrurile se înfrumuțesc și tu bați pasul pe loc. Și exemplul dat de administrație e motivant pentru proprietari. Însă noi mai avem mult de lucru la partea de patrimoniu și tot ce ține de revigorare și de renoire, că sunt încă o sumedenie de clădiri, iar vedeți avem, că aici se aprind spiritele, pentru că unii spun așa, păi s-au făcut numai anumite clădiri, s-au reabilitat. Altele de ce? Clădirile... Într-un mod țintit, doar pe... Vedeți, aici trebuie să facem o distinție între ceea ce e public și ceea ce e privat. Și din păcate, de multe ori, cele publice rămân în urmă. Nu cele publice locale, cele publice naționale. Clădirea poștei, de exemplu. Arhivele, de pildă. Direcția de arhivă este... Gara. Da. Gara, de exemplu, cum arată. Noi am încercat, și eu în calitate de parlamentar, de mai multe ori să-i convingem pe decidenți să reabiliteze, pentru că e o rușine. E o rușine. Clădirea poștei, de exemplu, poștei mari, e chiar rușine. Deși e o clădire foarte frumoasă. Nu doar că merită, trebuie renovată. Sau gara. Deci, aceste clădiri care aparțin de administrația centrală, de multe ori sunt uitate. Noi încercăm și am încercat de mai multe ori, măcar acele clădiri care nu sunt folosite de diferite instituții, să fie transferate în patrimoniul local. Pentru că aici, totuși, se gestionează mai bine. Cei din municipiu, cei din județ pun un accent mai mare pe aceste clădiri, pentru că ei văd zi de zi, trăim aici zi de zi. Pentru noi e important
să fie renovate și să arate bine. Pentru decidenții din București nu prea, pentru că nu le văd. Ei nu le deranjează că aceste clădiri arată așa cum arată. De exemplu, este și situația, vorbeați de legislație și cât de stufoasă este uneori. Păi până la urmă, toate aceste schimbări legislative din 90 încoace, da? Toate aceste numiri pe funcții, pe criterii politice, în ce măsură au reușit să echilibreze puțin mersul lucrurilor? Pentru că e clar că odată ce au loc atât de multe schimbări și legislativ și numiri pe criterii politice, lucrurile nu își intră într-un făgaș normal. Cu numiri criterii politice, aici e o discuție întreagă. De ce n-ar prima, de exemplu, să fie competența, da? Profesionalismul. Ești bun, ești faptul bun. Faptul că... bine, sunt anumite funcții politice unde politicul își numește pe cei desemnați teoretic pentru a executa programul de guvernare. Practic, însă, de multe ori vedem altceva. Și asta e și responsabilitatea partidelor. Pe cine numește în acea funcție? Poți să numești, și aici, în satul mare, sunt deconcentrate, sunt instituții unde știm foarte bine că sunt numiți politic conducătorii și în unele cazuri chiar profesioniști ajung acolo. În altele, nu. Vă spun un exemplu. Când inspectoratul județean învățământ era condus de Călin Rulă, a fost condus de un profesionist. Așa funcționează sistemul. E una. Dar totuși, tu, ca și partid politic, trebuie să numești acolo un bun manager, profesionist, care cunoaște sistemul, înțelege și are în vedere interesul beneficiarului final în învățământ, copilul. Dar credeți că în astfel de acum, situații... Acum nu se întâmplă așa. Nu? Acum îmi pare rău, nu e aici doamna, dar am o părere cât se poate de rea despre activitatea profesională. Ce anume vă deranjează? E suprapolitizat tot inspectoratul. Și e condus haotic, prin forță și fără a avea în vedere interesul copiilor sau măcar interesul profesorilor. Dar nu vreau să intru pentru că nu e aici doamna respectivă. Eu nici nu am dat un nume de instituție. Dar, înțelegeți că nu e vorba numai dar, să zic despre învățământ. Dar da? Inspectoratul școlar, din păcate, funcționează așa cum funcționează, tocmai din aceste motive pe care le-a spus, numirile politice care, subliniez încă o dată, poate să fie înțelepte aceste decizii. Depinde de tine, tu ca și partid sau lider politic, pe cine numești în acea funcție. De exemplu, când spuneam despre această situație din ultimii 30 de ani, am văzut odată cum s-au mișcat lucrurile pe partea de sănătate, odată cu preluarea
unităților sanitare în subordinea Consiliului Județean, cu excepția, cred că, a Careiului, da, unde este la primăria municipiului Carei. Și tocmai în ideea asta v-am întrebat, pentru că pe lângă toate modificările legislative, care sunt extraordinar de multe, odată ce a ajuns să cunoști sistemul de sănătate și cu ceea ce se confruntă și toate modificările, da, cu toate provocările pe care le au și pe partea asta, și pe partea de achiziții, și pe partea de dezvoltare, investiții, tocmai în ideea asta v-am întrebat. Și normal, e foarte greu să faci ceva în momentul în care tot apar aceste schimbări. Pe de o parte apar schimbări, de altă parte e un sistem hibrid, în sensul în care veniturile operaționale, să spun așa, în acest sistem, vin de la casa de pensii. Deci, pe de o parte, există Casa de Asigurări de Sănătate. Deci, într-un fel, există o, chiar și o competitivitate între unități sanitare private și cele de stat, pentru că sunt anumite servicii care sunt decontate atât la privați cât și la stat. Pe de altă parte, totuși e un sistem de stat unde angajezi prin concurs, ai anumite obligații în plus față de privați, salariile sunt stabilite de lege, nu tu ca și manager de unitate sanitară privată negociezi salarizarea, ci e o grilă dat din lege. Nu e un sistem ușor. Dar totuși, dacă ne gândim și ne amintim ce era înainte de descentralizare, diferența e de la cer la pământ. Și da, de multe ori suntem nemulțumiți. Și eu, când mă duc la urgențe, din păcate s-a întâmplat, nu m-am bucurat pentru că nu chiar în acel moment, adică noi așa ne închipuim. Da, am o problemă, mă duc, mă preiau și merge fluxul mai departe. Există totuși proceduri, există priorități. Eu dacă mă duc cu un deget fracturat, nu va sări toată secția, pentru că nu mi-e viața în pericol. Există anumite protocoale, proceduri, dar bineînțeles, dacă e într-adevăr o urgență de viață și de moarte, atunci au prioritate. Bine, sănătatea submăreană nu stă, mă gândesc, numai în unitatea de primiri urgență. Într-adevăr, este un punct esențial în acordarea de servicii medicale, pentru mulți e interfața. Dar avem, de exemplu, localități sistemului fără medici. Avem localități unde medicul e văzut așa, ocazional, poate două ore pe săptămână. Și vorbim și de cartiere care sunt arondate Sătmarului, unde oamenii întâmpină probleme și sunt nevoi să vină la satul mare, mă înțelegeți, ca să poată să beneficieze de serviciile acordate de un medic de familie. Dau un exemplu. Da. Avem o îmbătrânire a corpului medical. Asta e o problemă. Și eu am auzit câțiva papagali politicieni critizând acest sistem și punând în cârca autorităților locale. E o problemă europeană. Așa este. Așa este, nu e numai și, la noi. Și fără să, fără să fiu părtaș, trebuie să vedem că în toată Europa, adică toată Europa duce o lipsă de medici, de asistenți, de specialiști
în acest domeniu. Din păcate, și de la noi, mulți pleacă spre vest, pentru că e o cerere atât de mare, încât salariile sunt mai mari decât aici. Deși și în România, după modificarea legii salarizării unitare din 2017, salariile din sistemul sanitar cred că sunt chiar decente. Și totuși, sunt puțini medici și medici specialiști, chiar dacă e motivant financiar, ca să devii un medic specialist, faci cam 10-11 ani de facultate. Facultate și rezidențiat și atunci începi o carieră. Și nu oricine are capacitatea intelectuală totuși să aleagă această cale. Nu poți să faci din oricine un neurochirurg. Dar credeți că chestiunile de natură financiară sunt cele care îi determină pe oameni să plece în afara țării? Nu neapărat. Nu neapărat, dar e unul dintre motive. E unul dintre motive. Fiind eu, când vorbesc de sănătate, aici a fost îngrijorarea care vine din partea specialiștilor, în primul rând. Nu lăsând la o parte vocile politice. Nu, noi vorbim de ce se întâmplă. Deci pune mâna omul pe telefon și spune, uite, nu am reușit să ajung la medic. Mi-e foarte greu. Trebuie să vină Satul Mare cu copilul să-l vadă. Deci vorbim de chestiuni care se lovesc oamenii zi de zi. Lăsând la o parte ce zice o grupare politică sau alta. Iar această îngrijorare e că, bun, ce se întâmplă după aceea? Se răcesc și satele, se îmbătrânește populația, se depopulează. Dar iar și este o îngrijorare. Noi cum am putea să facem, să revigorăm tot județul, astfel încât oamenii să nu își dorească să plece din el? Marele probleme sociale sunt uniforme. Sunt aceiași în fiecare județ. Ce răspunsuri putem da noi? Asta într-un cadru limitat putem să dăm. Pe plan local nu poți decide tu asupra, nu știu, pensiilor. Indiferent ce administrație locală ai, pensiile sunt aceleași. În mare parte și salariile sunt undeva la mediul țării. Poți, așa cum am făcut și noi, cu stimularea diferitelor investiții, poți să crești cererea de forță de muncă. Drept urmare, dacă crești cererea, crești și salariile. Dar niciodată nu vei putea ajunge la o diferență extraordinară. Adică niciodată prin măsuri ale administrației locale nu vei avea salarii de 2, 3, 4 ori mai mari decât în zone asemănătoare din punct de vedere social, geografic al țării. Totuși, ce putem noi face? Și asta facem pe plan local. Deci vă referiți la ODMR, nu? La ODMR sau per ansamblu? Acum vorbesc despre ansamblu în administrația locală, da. Și ceea ce am făcut noi. Ați vorbit de sate. Scopul nostru este ca în fiecare sat să ai condiții de oraș, de trai. Să ai, ce înseamnă asta? Condiții de infrastructură. Până la urmă e normalitate, nu? Să ai drumuri bune, să ai acces la utilități. Apă, canalizare și pe cât posibil, deși asta nu de autoritatea
locală depinde neapărat și gaz. Asta depinde și de planurile naționale și de finanțări în acest sens. Dacă ne uităm la drumuri, drumurile județene, marea majoritate a drumurilor județene, ori sunt reabilitate, ori sunt în curs de reabilitare, proiectele de apă canalizare. În satul mare, acum e în desfășurare cea mai mare investiție din acest sens. Am fost de mult, dar dacă ne uităm în presă, vedeți, aproape fiecare săptămână acum se dă un folosință, o stație, o porțiune de canalizare. Deci suntem, și asta prin fonduri europene s-a finanțat, suntem în construcția celei mai mari rețele de apă canalizare care a existat vreodată în acest județ. Sunt, săptămâna trecută am fost în Săcășeni, de exemplu. Sunt case care stau goale, deși există asfalt, canalizare, apă. Ce poți să faci tu ca și autoritate locală să oferi aceste condiții? Și ce poți la nivel guvernamental să ajuți pe cei tineri să-și întemeiască o familie și să ai măsuri, pachete de măsuri pentru a opri această catastrofă demografică, care, vă repet, nu doar pe noi ne privește, nu doar pe cei sătmăreni, în România există. Și aici, dacă îmi permite să fac o legătură între probleme locale și alegeri europarlamentare. Exact. Vedeți asta acum, era ideea. Vedeți acum, această problemă demografică există în toată Europa. Noi cei de la UDMR am inițiat mai multe pachete legislative privind stimularea tinerilor financiară pentru a întemeia o familie, pentru a le fi mai ușor creșterea copiilor. Cea mai mare sau cel mai mare program pentru copii, program de investiție, construcția creșelor, a fost un proiect UDMR inițiat de Cheche Otilo, ministrul dezvoltării. Din prima lună de când era la ministrul dezvoltării, s-a apucat de elaborarea acestui proiect. Iată, în țară deja se construiesc sute de creșe. Mai mult decât atât, creșele au fost în sistemul social. Și înainte de 90. Și noi, prin modificarea legii, am inclus în sistemul educațional. Asta înseamnă, de exemplu, din punct de vedere financiar, asta înseamnă că nu doar de posibilitățile autorităților locale, posibilitățile financiare, depind funcționarea acestor instituții, ci se primesc bani per capita. Însemnând să nu fie în dezavantaj o familie pentru că trăiește, nu știu, în Carei, Tășnad, Ardud, față de unul din satul mare sau din București, pentru că aici autoritățile au mai mari posibilități financiare în această direcție. Mai mult decât atât, până acum existau creșe doar la orașe.
prin acest program național am creat posibilitatea ca și la sate, în comune, să se facă. Asta era una dintre măsuri pentru stimulare. Și să revin la problematica Europei. Ce vedem acum în Comisia Europeană, în actuala conducere a Comisiei? La problema demografică au un singur răspuns. Migrația. Eu nu cred că asta e cheia succesului. Nu cred că poți să, sau e benefic să importi masă de oameni pe care după aia le distribui în state membre. E o percepție total greșită. Și cred că și la nivelul european stimularea familiilor pentru a crește copii ar trebui să fie o prioritate și nu importul de forță de muncă. Dar dacă nu este o, dacă nu ajunge să fie o prioritate familia, nu ar trebui să ridice niște semne de exclamare acest lucru? Adică asta de noi depinde. Asta de noi depinde. Ce Parlament European vom alege? Pentru că vedem încotro deja și cam ce mișcări se fac. Ce Parlament European vom alege, iar acel Parlament ce Comisie va alege? Pentru că alegerea Comisiei e o procedură destul de complicată, unde și țările membre suverane, de fapt, au un cuvânt de spus, dar și Parlamentul European. S-a întâmplat de multe ori că în cadrul audierilor parlamentarii au respins un comisar sau altul, adică propunerea pentru acea funcție. S-a întâmplat și acum 4 ani. Candidatul principal, Spitzenkandidat, cum se spune, era Manfred Weber. Și totuși Ursula von der Leyen a ajuns care am înțeles că are o mână de fier și care are niște direcții destul de... Eu nu cred că această direcție e una foarte bună. Exact. Fapt pentru care eu mă aștept și noi cei de la UDMR dorim să avem o altă conducere în Comisia Europeană. Conducere care în loc de ideologii, se preocupă de problemele de zi de zi a oamenilor. Dacă ne uităm la Bruxelles, ce vedem? Ideologii. După ideologii se iau măsuri și se fac politici publice. Cred că nu după ideologii, ci după nevoile cetățenilor europeni trebuie făcute aceste politici publice. Dar nu credeți că îi dezrădăcinează practic sau nu este această tendință de a-i dezrădăcina de valorile care practic au stat de secole la baza comunităților? Vedeți, noi am spus de mai multe ori acest lucru. În momentul de față, Uniunea Europeană nu ne tratează ca pe niște comunități care dau o plus valoare Europei. Și aici mă refer la țările est-europene și în special la comunitățile etnice. Ei ne privesc pe noi ca o piață de desfacere, mai mult. Și noi, cetățenii, sunt dezamăgiți de Uniunea Europeană și pe bună dreptate. Pentru că vedem greșelile. Asta nu înseamnă că aș fi eurosceptic. Noi, cei de la UDMR, am muncit și am luptat foarte mult la România să fie membră a Uniunii și membru NATO. Atunci când încă mulți dintre decidenți din România
au pus sub semnul întrebării această direcție. Noi și atunci am fost pro-europeni și acum suntem. Dar asta nu înseamnă că nu vedem greșelile. Credeți că va fi auzită vocea dumneavoastră? Sunt sigur. Sunt sigur. Trebuie, pentru că noi pe orice cale spunem acest lucru. Deci suntem pro-europeni, dar ce am văzut? Marele regres economic promis lasă de văzut, nu s-a întâmplat. Suntem tratați ca și cetățeni de rangul 2 și destul să spun Schengen. Și noi aici în satul mare simțim asta, chiar simțim. Iar această vrăjeală cu Schengen maritim și aero, eu, știți ce am simțit din asta? Ce ați simțit? Până acum mergeam la București cu avion, ajungeam la terminalul interne. De la avion, în 5 minute, eram afară din aeroport. Acum trebuie să o luăm prin terminalul Schengen. O parte din terminalul internațional. Acum îmi ia 15-20 de minute să ies de la avion în aeroport. Deci nimic în plus n-am simțit. Ce-i drept, nici n-am călătorit cu avionul din România în străinătate. Pe cale maritimă, nu știu, cei care se plimbă cu iahtul din Mangalia, nu știu, la Balcic, nu sunt controlați la pașapoarte. Cam asta e ceea ce se întâmplă. Deci cetățeanul de rând nu i-a ajutat cu nimic cu asta. Și asta, Schengenul, am avut multe discuții. Mulți consideră că băieții răi din Austria nu ne-au lăsat. De fapt, ce s-a întâmplat? Austria a avut un meci cu Comisia Europeană, tocmai pe problema migrației. Și Comisia Europeană, tocmai pentru că politicile publice a pus în slujba ideologiilor, în loc să caute compromisuri, a forțat lucrurile, iar Austria la fel a forțat. Deci între un meci, între un stat membru care era nemulțumit de politica Comisiei privind migrația și Comisia care era încăpățânat în slujba unei ideologii, noi am fost victimă colaterală. Ce veți face în situația asta? Trebuie să avem o comisie nouă. Și la ce v-ați gândit? Noi suntem membrii PP, Partidul Popular European, din anii 90. Dar și în cadrul Partidului Popular European trebuie regândite, reașezate lucrurile. Sper că în continuare noi să dăm cea mai mare forță politică în Parlamentul European, adică Partidul Popular European, dar direcția trebuie să fie una diferită. E imperios necesar. Cea mai mare îngrijorare a dumneavoastră care este în momentul de față? În ce sens? În tot ceea ce vizează această evoluție a societății și direcțiile care se iau ele, la nivel mondial, la național. Nivel mondial european, cred că acum avem șansa și trebuie să schimbăm Europa, pentru că, vedeți, Comisia Europeană actuală e puternic
față de țările membre și mai ales față de țările est-europene. Cu noi e cocoș. Dar își pierde, zice trece, își pierde influența, puterea în context regional și internațional geopolitic. Nu contează atât de mult încât ar trebui să conteze. Se pare că dintr-o lume fost bipolară, apoi unipolară, acum vom fi o lume multipolară și e foarte important ca Europa să fie un pol puternic în această nouă ordine mondială care vrem, nu vrem, se întâmplă în fața ochilor noștri. Noi în loc de discuții politice bazate pe ideologii, trebuie să avem o politică europeană foarte pragmatică. Și trebuie să avem în vedere, sau cei de la Comisia Europeană, primul rând, trebuie să aibă în vedere interesul cetățeanului european. Nu poți, în momentul de față, forța anumite schimbări rapide cu costuri uriașe suportate de cetățeni doar de dragul ideologiilor. Nu poți interzice brusc motoarele cu aprindere internă, adică benzină, motorină. Nu poți să interzici centralele termice la locuințe pe gaz, adică nu poți ca căldura să fie un lux. Când de fapt este o nevoie de bază până la urmă. Și asta au spus-o toate studiile de specialitate, sunt nevoi de bază. Nu poți forța această schimbare și să fie cheltuielile suportați de fermieri, de cetățeni, fără să ai alternative. Deci noi cu toții trebuie să lucrăm pentru diversificarea surselor energetice. Dar până când nu poți să asiguri căldura în locuințe, nu poți să asiguri energie pentru o economie, până atunci nu poți interzice unele resurse din motive ori climatice, ori politice. Efectiv, ne împușcăm în picior. Trebuie schimbată această abordare. Știți, câteodată mi-aduc aminte când Constantinopol a căzut. Știți, au cucerit-o turcii. Cei din Constantinopol au avut o preocupare foarte mare. Au avut discuții teologice și dogmatice foarte importante, dar între timp au dispărut. Ne aflăm la finalul emisiunii. Domnul senator, vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi și de telespectatorii noștri. Dorim să vedem că toate aceste idei și priorități pe care le aveți să vină sprijinul întregii comunități, să susțină întreaga comunitate și să fie mai bine. Vă mulțumim. Vă mulțumesc pentru invitație. Stimați telespectatori, vă dorim numai bine și să rămâneți în continuare cu Informația TV. Toate cele bune!